Cu toate că efectele nevaccinării împotriva hepatitei B pot fi mult mai grave decât actualul virus vedetă a H1N1, instituțiile statului și-au canalizat energiile în lupta cu gripa porcină în detrimentul altor boli. Acest lucru îi afectează în primul rând pe bebelușii care sunt supuși programului național de vaccinări, dar care acum nu mai primesc tipul de antidot contra hepatitei B. În maternitate se fac două vaccinuri. Imediat după naștere se face vaccinul împotriva hepatitei B și la externare, 3-4 zile, se face vaccinul pentru tuberculoză sau BCG-ul. Cu aceste două vaccinări, copilul pleacă din maternitate. Acum, în momentul ăsta, este o problemă că nu avem vaccin pentru hepatita B. Nu ne-a dat, Direcția de Sănătate Publică este o criză în toată țara, am înțeles. Oricum, la noi, sigur este. Există, dacă le cumpără, sunt cu prețuri destul de mari, dar există. În plan național, explicația pentru această criză a vaccinului este că la Institutul Cantacuzino se produce doar vaccin necesar prevenirii virusului AH1N1. În plan județean nici nu se cunoaște situația foarte bine, iar directorul DSP Suceava ne-a declarat că aude pentru prima dată de la noi despre această problemă. Care este motivul pentru care secția de neonatologie din Spitalul Județean nu are de mai bine de o lună de zile vaccin împotriva hepatitei B? Nu știu acest lucru, n-am nicio idee. Am să întreb, să văd dacă are sau n-are. Deci acum aud prima dată, dar eu nu am cunoștință de așa, iar trebuie să mă anunți dacă n-au. Autoritățile se pare nu fac prea multe pentru rezolvarea acestei crize, iar firmele de medicamente fac bani din asta, întrucât soluția de rezervă pentru părinți este să apeleze la farmaciile particulare pentru a procura acest vaccin. Costul unui antidot variază de la un depozit farmaceutic la altul, de la 50 la 80 de lei. O singură farmacie din municipiul Suceava distribuie vaccinul împotriva hepatitei B, pentru că celelalte nu își permit să-l achiziționeze. Pentru unii există această variantă, dar sunt și părinți neinformați și fără posibilități financiare, care așteaptă ca vaccinul să le fie dat în continuare de stat gratuit. Vaccinarea antihepatică B s-a introdus în Programul Național de Imunizare Obligatorie la Copii, fiind vaccinați toți copiii în primele zile de naștere încă din maternitate. De asemenea, se recomandă vaccinarea pentru profilaxia preexpunere la virusul hepatic B la persoanele cu risc crescut, personal medical, pacienți dializați sau personalul din centrele de ocrotire socială.